Bună dimineața, numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Școala de Trading. Vreau în primul rând să vă spun că suntem cea mai tare comunitate. Faptul că ne susținem și ne ajutăm și încercăm să trecem cu bine peste tot ce se întâmplă în piață, mi se pare cea mai tare chestie, dar trebuie să țineți cont că eu cred că în momentul de față avem parte de cea mai mare manipulare ever. Da, legată de Bitcoin. De ce spun lucrul ăsta? Fiindcă e ceva fantastic, adică nu, pur și simplu nu a ținut cont de absolut nimic. De nicio analiză, de absolut nimic. Nici de... Da, deci e ceva fantastic. Și n-avem cum să înțelegem, fiindcă nu ne e dat să înțelegem așa ceva. E ca și cum... Dar... Din punctul meu de vedere, stăm în poziții. Eu personal stau în poziții, chiar dacă piața este jale, da? Adică este roșie blană. Chiar am avut aseară un call cu băieții de pe Discord și chiar întrebam pe ei ce părere au și toată lumea că ce să facem, că unii să ducem mai jos, că unii să-și revine, că așteptăm, că nu știu. Tot timpul trebuie să înțelegeți că părerile sunt diferite. De ce? Haideți să vă spun și de ce. De exemplu, în viață ca și în afaceri trebuie să fie asumat. Da? Și ai două posibilități. De exemplu, fie să ai răbdare cu gândul că trebuie să ajungă unde trebuie să ajungă, fie să ieși și să te mulțumești. Da? De exemplu, mereu, de asta spun mereu că trebuie să încerci să-ți iei profitul. Da? Adică nu vreau să mă gândesc că sunt foarte mulți oameni, chiar am pe cineva care... Tot mă întreba mereu ce o să facă, omul implicat în RIF și în Shiba, era vreo 20%, 30% pe minus, toți banii lui, da, munca lui de vreo 5 ani de zile sau ceva de genul, și acum cred că este vreo 50% pe minus. În momentul când te bagi în lumea asta, trebuie să fii asumat. La fel, asta e o lecție, ceea ce se întâmplă acum pentru toți. Da? De ce spun asta? Fiindcă banii care investești în cripto trebuie să fie bani de care nu ai nevoie. Dacă tu ai nevoie de banii aia care i-ai acum și vezi că ești cu 50% pe minus, te-a luat capul. Te-a luat panica și nu știi ce să faci. Da? Tocmai de asta trebuie să-ți asumi, trebuie să înțelegi ce se întâmplă în lumea cripto. De ce? Și în momentul când cumperi o monedă și se duce 50% în sus, păi poate să ducă și 50% în jos. Nu știu dacă voi ați înțeles lucrul ăsta vreodată. Da? Cum tot la fel, când poți să faci bani, poți să și pierzi bani. Eu sunt obișnuit. Pentru mine e pur și simplu relax. Da? Da, nici măcar un stres, nici mă interesează. De ce? Fiindcă ca să ajungi să faci bani, trebuie să ai răbdare. Dacă în momentul de față te-ai panicat și ai văzut tot ce se întâmplă aici pe minus și ai vândut, asta e, ești victimă. De ce? Fiindcă de fapt asta se vrea oamenii să vândă, să se sperie și să vândă tot. De exemplu, foarte mulți asta au făcut. Ăsta e și motivul pentru care a scăzut BTC-ul enorm. Adică corecția care a avut loc este o corecție... Deci mă așteptam să oprească în cel mai rău caz la 53.500. De ce? Fiindcă aici trebuia să țină suportul. Se pare că nu l-a ținut. Da? Dar încă nu s-a închis săptămâna, dacă mergem pe daily, a rupt tot, dacă rupe ăsta a doua oară, dacă ne uităm pe 2013, așa ceva nu s-a mai întâmplat. Dar o să vedeți în 2013, l-a testat și a plecat. Da? Aici deja l-a rupt a doua oară. Deci prima dată îl testează și trebuie să pleci. Și a plecat parabolic, adică de la 180 la 1000 sunt 10x, asta înseamnă parabolic, da? Se pare că balenele s-au șmecherit un pic sau cumva au zis, băi, ia stai mă frate, ori îi lungim pe ăștia până când crapă și renunță și vând și le scoate fotbalul din cap, da? Ori dacă nu, le facem ceva și mai rău, nu știu, ce mai rău ăsta la ce se rezumă, dar
Eu cred că asta a făcut, au vrut să ne scoată fotbalul din cap. Da? Fiindcă toată lumea știa ce urmează să se întâmple și de fapt a făcut exact, da? Ce nu ne așteptam. Toată lumea ne aștepta cel puțin în noiembrie și decembrie să urce sau să crească sau să plece, da? Parabolic și de fapt a plecat parabolic în jos. Da? Bine, nu neapărat, dar ok. La fel, în momentul de față, pe daily, suntem pe EMA 200. Ia, haideți să punem un pic. Să scoatem P-Cycle și să punem EMA. 2 secunde. Deci EMA 55 a fost ruptă. Și ușor, ușor, cred că ne-am dus și la EMA 200. Da? Se pare că dacă, până absurd, ne-am închide pe EMA 200, adică 50.000, să presupunem că mai avem o șansă, să presupunem. Sau poate să fie ceva spectaculos și prețul să întoarcă de aici. De fapt, de asta avea nevoie ca să poată să urce, de foarte multe lichiditate. Este posibil și asta. Da, nu avem de unde să știm. Dar, după cum vedeți, a rupt tot. Chiar vă povesteam ieri, aseară, dacă rupe suportul ăsta, merge la asta. Dacă rupe pe ăsta, merge la asta. Și tot la fel. Deci a mers, mai avea un pic și mergea la 39.600. Și a mers aproape exact aici. Și deci asta spuneam că e. Ia asta să vedem, asta ar fi 4. Asta ar fi 1, 2, 3. Asta nu mai e. E ca și cum acum, ceea ce se întâmplă aici, depinde foarte mult cum se închide până diseară. Dacă se închide înapoi peste 53.500, doar a fost un fake. Iar lucrul ăsta se poate întâmpla tot timpul. Chiar dacă sunteți în piață și vi se pare ceva fantastic, din punctul meu de vedere, dacă se închide peste 52.800 sau 53, eu zic că a fost doar un fake. Sau aici. Păi să punem că aici ar trebui să închidă. Peste 53.000, să zicem. Luăm așa. A fost doar un fake. Da? Un bear trap. A lichidat tot blană și acum să presupunem că se întoarce și acum o să aibă putere să urce. De ce? Păi, uitați-vă ce vă povesteam aici. Da? Încă o chestie. Vreau să înțelegeți un singur lucru. Da? Cred că foarte mulți nu știți ce înseamnă analiză tehnică. Analiză tehnică, cred că ar trebui să vă reamintesc de fiecare dată. Înseamnă probabilități. Da? Și exact cum vă spuneam, în momentul de față, când am fost aici, aveam două probabilități. Simplu. Deci, cât se poate de simplu, orice om, da? Când eu fac analiza tehnică, trebuie să înțelegeți, trebuie să fiți asumați. Dacă suntem aici, există două probabilități, să urce sau să coboare. Fiecare vă asumați ce credeți voi că e bine. De exemplu, aveam un prieten care a cumpărat BTC-ul la 30.000 și la 60.000 l-a vândut și a zis că vrea să iasă din piață. Și apoi, peste 2-3 zile, îmi spune, domne, nu mai vreau să ies din piață. Vreau să intru în DOT și vreau să mai intru în. Am mai intrat, nu, am intrat în DOT cu toți banii. Ce poți să spui? Asta e, fiecare are, da? Ideea lui. Fiecare face pe propria răspundere, da? Ești, trebuie să fii asumat, asta e viața, n-ai cum. Nu ești asumat, nu poți să fii tot timpul mai pe plus. Adică trebuie să fim clar, da? Bun, deci probabilități. Exact dacă vă aduceți aminte atunci când v-am spus la 60.000 să ieșiți, da? Credeți-mă, da? V-am spus, sunt N
zile în care spuneam, dacă aveți teamă, ieșiți. Simplu. Dar eu nu ies. Eu știu unde trebuie să ducă. Ceea ce se întâmplă acum, da, este pur și simplu, într-adevăr, dacă BTC-ul, deci tot ce vedem noi e o structură, da, din punct de vedere al analizei tehnice, da, haideți să facem ceva de gen. Ăsta e tipar. Și avem așa, aici, 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 aici. Și acum, să zicem că n-am mai avut putere și a scăzut aici. Este exact aici. Și a rupt tiparul. Dacă el, ăsta e rezistența. Da? Presupunem că ăsta de aici a căzut aici. Dacă ăsta rupe rezistența asta de aici, adică asta de aici, și se închide o lumânare sub ea, gata, s-a schimbat trendul și din trend ascendent merge în trend descendent. Atâta timp cât încă s-a dus până aici și s-a întors până la două noaptea, a fost un fake, a lichidat tot, asta înseamnă manipulare blană, da? Cineva foarte a încercat să ducă piața cât mai jos ca să poată să cumpere cu foarte multe ordine de vânzare, da? Și se întoarce înapoi. Dacă se întoarce înapoi, am spus peste 53, da? Până diseară la ora 2, este doar un fake și piața o să-și revină și o să pleci. Cât, cum, unde, o să urci într-un cuvânt. Dacă nu, trendul, da? Merge în jos și se cheamă trend descendent și puteți să zicem că o să scadă din ce în ce în ce mai mult. Da? Sau poate să facă un tipar. Poate să facă, nu știu, de aici, de exemplu, poate să facă un, acum să plece, să facă un double top, sau poate să facă un inverse head and shoulder, sau poate să facă, nu știu, sau poate să presupunem că ăsta este invers and the shoulder, da? Și ăsta e un umăr, ăsta e un cap și ăsta e alt umăr. Și acum să presupunem că poate să plece racheta până la 62.000. Orice este posibil, da? Trebuie să așteptăm să vedem. E posibil și asta să fie. Și asta să fie, exact asta poate să fie. Da? Dar ascultați-mă, indiferent dintre voi care aveți 1000 de monede, indiferent cum se cheamă, atâta timp cât nu vindeți, nu pierdeți nimic. Chiar dacă acum wallet-ul vostru arată jalnic, la jumate sau 30% sau 20%, nu contează. Nu vă stresați, nu vă nimic, panicați. Eu știu că e ciudat, dar eu vă spun din experiență că am trecut prin asta. Dar nu poți să mergi tot timpul numai pe, adică tot timpul să profiți de tot ce se întâmplă. N-ai cum. Deci nu ai cum. Sunt chestii care se întâmplă, sunt neașteptate. De exemplu, dacă e cineva care și-ar fi asumat că scăderea asta e reală sau că o să fie până la nu știu ce nivel, bravo lui, da? Eu nu mă gândeam că o să aibă o corecție atât. Sincer, nu mă gândeam. Deci chiar mă gândeam că aici o să rămână, da? Exact la 53.000 și de aici o să plece. Adică o să respecte asta. De aici mă gândeam că o să plece. Da? Dar orice e posibil. După cum vedeți, orice este posibil. De asta nici nu mă bucur pe time frame-uri mici. Pentru mine nu există decât time frame-uri mari. De ce? Fiindcă am înțeles că banii nu se fac decât din time frame-uri mari și răbdare. Da? Cu totul că dacă ați fi ieșit în piața aici și ați fi intrat aici, însemna enorm. Dacă. Dar asta e, n-am ieșit și am rămas în poziții. De ce? Fiindcă cel mai bine e să rămâi în poziții. Când rămâi în poziții, niciodată nu pierzi, din punctul meu de vedere. Fiindcă și acum, dacă ați fi avut bani, știți ce cred? Oricum n-ați fi intrat cu gândul că poate să duce și mai jos. 100%. Și toată lumea crede că să duce și mai jos. L-așteaptă la 20.000 sau 28.000 sau cât a mai fost.
pariu. Da? Așa că trebuie să vă gândiți ce vreți. De asta și spun mereu, încercați să învățați, încercați să treceți prin, să faceți practică pe așa ceva și păstrați-vă calmul și relaxarea, da? Haideți să mai uităm și la alte monede. Ia uitați ce frumos a dus ăsta. Toată lumea l-aștepta la 298, el s-a dus blană la 223 și a avut o corecție blană. Da. Blanao. Asta e. O să-și vină. O răbdare. ETH-ul la fel. De la 4500-600. Dar direct pe suport ETH-ul, cred că e singurul care stă cel mai bine. Să și vede, da? 7%. Până BTC-ul are 11%, iar ETH-ul are minus 7%. Deci e clar că Ethereum stă cel mai bine. Mă întreba un prieten în ce să investesc cel mai bine. Cum se vede ETH-ul. Ethereum este cel mai stabil, emoțional. Bun. Cam astea fiind spuse, deci eu așa cred, eu cred că aici se formează mare minune de nu se formează un tipar bullish și ăla se cheamă invers head and shoulder, da? Exact așa arată, da? Asta o să fie, ăsta e cum ar veni capătul, vârful. O să meargă să testeze încă o dată 67.000, apoi 59 și apoi a plecat. Și ca și idee, gândiți-vă că creștere o să aibă de aici până aici. 64%, ceea ce înseamnă că ăsta e motivul ca să plecăm noi de aici. O secundă. Și încă o chestie vreau să vă spun. Se pare că mergem mult mai departe. 34. Adică eu mă gândeam că în decembrie se întâmplă tot. E posibil să mergem... Adică să mai mergem și câteva luni, cel puțin din anul viitor. De ce? Nu știu. Sau se întâmplă tot atât de agresiv. Deci nu putem să ne închipuim. De data asta eu cred că nimeni... E ca și cum toți ne-am învățat lecția, toți știm lecția, doar că se schimbă jocul. E ca și cum noi am învățat cam tot ce trebuie să întâmple și nu se mai întâmplă, se întâmplă total diferit sau când nu se așteaptă nimeni. Abar n-am. De asta, știți cum? Când intri într-o monedă, nu știu, au fost zilele trecute, cred că asta, GXS-ul. Deci când intri într-o monedă și stai cu ea, gândiți-vă, da? Oamenii ăștia au stat de aici, după 20 iulie 2021, și presupunem 6 luni. Stai 6 luni și vezi că nu se întâmplă nimic. Și apoi pleacă într-o zi 800%. Ăsta e răspunsul la tot ce vă spun eu. Dar foarte mulți nu mă credeți, da? Ăsta e răspunsul, adică când aștepți un an de zile, 2 ani de zile și să duci o monedă de 10x, nu-ți mai trebuie nimic. Nu contează că ai așteptat un an, nu contează că piața, orice monedă până atunci explodează și a ta nu explodează. O să vină și rândul tău. Dar și când explodează, da? Și când explodează, nu-ți mai trebuie nimic. Nu știu dacă înțelegeți. Exact așa e cu toată piața, doar că fiecare la rândul ei. Eu asta am spus la toți oamenii, dar nimeni nu mă crede. Toți oamenii vor astăzi. De exemplu, spunea un mare înțelept, dacă vrei să pui un pom, ai două variante. Trebuie să-l fi plantat, să plantezi un pom, trebuie să-l fi plantat acum 20 de ani sau a doua variantă să-l plantezi acum. Exact așa e și aici. Trebuie pur și simplu să înțelegi cum stau lucrurile și să-l înțelegi cu calm, da? Nu panică. Faptul că ai wallet-ul acum la jumate, relax. Sincer, dacă nu poți, nu, asta e o chestie foarte tare. Dacă nu poți să accepti așa ceva, piața o să orice ar fi. Vinde tot și apucă-te de altceva.
Deci mie asta mi-a fost cel mai greu să înțeleg și să accept. Da? Și tot timpul, mai țineți minte ce v-am spus de valutistul ăla în care trei tot timpul să ai bani? Păi ce ar fi însemnat acum să ai jumate cash, jumate orice alte monede? Păi fi putut să cumperi cu un discount de blană. Blană! 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 Da? Proiecte este o grămadă cu care sunt la super preț și stau să pleci. Doar trebuie să rămâi relax în poziție. Simplu. Foarte simplu. Răbdare. Multă răbdare. Da? Bun. Astea fiind spuse, vreau să vă doresc un weekend plăcut. Afară a început să ningă la București. Vreau să vă doresc un weekend plăcut, baftă și Doamne ajută!